Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, întâmpinată cu onoruri la revenirea în țară. Lotul național de lupte al Serbiei în cantonament la CSM Onești. Dărmănește o jumătate de secol de iubire celebrată de zilele orașului. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, întâmpinată cu onoruri la revenirea în țară. Mihaela Cambei, sportiva care a adus o medalie de argint României la Jocurile Olimpice de la Paris, a revenit la CSM Onești și a fost întâmpinată de către familie, oficiali și susținători. Emoția și mândria au fost palpabile în momentul sosirii halterofilei, care a fost primită cu căldură și respect. Mulți au venit să o felicite personal pentru reușita remarcabilă și să-i arate recunoștința lor pentru efortul și dedicarea de care a dat dovadă. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc din suflet că m-ați acceptat aici. Am avut o mică întârziere, dar nu ați ezitat să plecați și pentru asta vă sunt recunoscătoare. Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei director Ingrid Istrate pentru că fac parte din clubul ei, din clubul Nadiei CSM Onești, aici unde eu am crescut și am înflorit de-a lungul anilor. Vreau să mulțumesc domnului primar din comuna Dosteana, unde de acolo mi s-a dat și viața de către părinții mei și pe această cale vreau să le mulțumesc. Vreau să mulțumesc Federației Române de Haltere și întreaga echipă de spate pentru că a fost alături de noi în tot acești ani. Vreau să mulțumesc doamnei Cristina Maftei și domnul Gheorghe Maftei, antrenorilor mei de club și antrenorilor mei de lot, pentru că fără toată această echipă, fără niciunul dintre ei, nu aș fi reușit cine sunt astăzi. Vreau să mulțumesc și domnului primar din Onești, pentru că este alături de mine și întreaga echipă. Am reușit să aduc această medalie pentru că mi-am dorit enorm de mult atât eu cât și echipa mea, dar sper din suflet ca în 2028 să reușim mai mult de atât și chiar dacă nu voi reuși mai mult de atât, tot eu sunt, tot ca mie Mihaela Valentina voi rămâne. Vă mulțumesc din suflet! Bravo! Lotul național de lupte al Serbiei în cantonament la CSM Onești. În luna august, Clubul Sportiv Municipal Onești a devenit locul intens de pregătire. Este vorba de cantonamentul de pregătire pentru lotul de lupte al Serbiei și al CSM Onești. Antrenorul lotului național al Serbiei, Dalibor Perovic, a sosit luni 5 august împreună cu campioana Milica Seculovic și alte 8 sportive talentate pentru a se antrena alături de luptătoarele de la CSM Onești. Mă bucur să constat că toate aceste confruntări ne aduc un plus atât sportivelor din Serbia cât și celor din Onești. Suntem aici în cantonament de pregătire, având în vedere că dorim să concurăm la campionatul Under 20 ce va avea loc în Spania. După cum vedeți, fetele noastre se pregătesc intens și cu siguranță vor fi bine pregătite. Acest cantonament reprezintă o oportunitate unică de pregătire intensivă și schimb de experiență între sportive. Timp de o săptămână, lotul de lupte al CSM Onești va avea ocazia să își testeze și să își îmbunătățească abilitățile în compania unei echipe internaționale de top. Mă bucur foarte mult că au venit fetele la noi, chiar aveam nevoie de fete. Și noi am fost la ele și ele ne-au primit cu mâinile deschise și chiar ne ajută foarte mult antrenamentele cu ele, atât pe noi cât și pe ele. Și e bine că au venit, mă bucur mult că au venit la noi. Am înțeles că ești ușor accidentată și ești în perioadă de recuperare. Da, din cauza asta sunt și foarte tristă în perioada asta, că ele au venit aici, eu nu pot să fac antrenament să mă antrenez cu ele. Sunt accidentată, iar asta mă ține pe loc, dar încerc să trec peste și să mă abțin cât de mult pot ca să nu intru pe saltea. Înțeles. În opinia ta, sunt bune aceste gen de confruntări între lotul de la CSM și sport, lotul național al unei alte țări, că e lot național totuși. Diferența e un pic, nu? Da, e foarte bine. Nouă ne trebuie, asta ne trebuie nouă la lupte. Foarte mulți coechipieri care să ne ajute să ne antrenăm. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât te antrenezi mai bine.
Da, sunt campioana Serbiei și sunt foarte mândră de rezultatul obținut. Ne ajută foarte mult acest cantonament de pregătire de la Onești, iar sportivele sunt foarte bune, sunt puternice și am remarcat că au o tehnică foarte bună. Ne ajută foarte mult să evoluăm acest cantonament. De când sunt la Onești, am avut ocazia și să vizitez orașul, care mi se pare a fi foarte frumos. Sunt aici pentru prima dată, dar nu prima dată în România. Comunicarea între noi este, adică sunt sociabile, asta este ceva bun, ca să putem lucra împreună la antrenamente. Sunt cam același nivel, oarecum. E, consider că sunt utile acest gen de confruntări pe saltea, pentru că alt stil, altă abordare? Foarte util, mi se pare, să schimbăm adversarii între noi, partenerii, pentru că dacă faci cu același partener, la un moment dat nu mai poți. Adică nu mai e surprize, nu? Da. Și cu ceilalți parteneri automat apar surprize, vezi că nu e bine acolo, adică te poți învăța. Da, pentru că în afară nu o să ne luptăm cu adversarii de la noi de acasă, da? O să ne luptăm cu alți adversari de internaționale, alte țări. Da. Tinerile din Serbia, tu ai apucat să mergi în lotul cantonamentul de pregătire din Serbia? Da, la Divci Bari am fost. Au fost foarte bine, au niște condiții super bune. Au avut acolo la... Serios? Da, am fost la alte... Bune ca la Onești? Da, mult mai bune. Da. Înțeles. De-adevăr, mult mai bune. Chiar mă miram și le-am și întrebat pe fete dacă e ok, astea sunt condițiile de la noi. Și a zis că e ok. Na, ce să zică și ele acum, așa de bunul simț, știți? Am înțeles. Da, până la urma urmei contează de fapt cu echipierul care l-ai pe saltea și de fapt ceea ce reușești să achiziționezi ca și informații, experiență. Da, normal. Ok. Un mesaj dacă e pe final, ce-ți dorești sau pentru ce te pregătești? Am înțeles că unele din colegii sunt accidentate. Da, păi așa, cam se întâmplă mereu. Nu știu, așa e la noi, nu știu cum să zic, avem un noroc formidabil, dar nu știu, acum se accidentează una, acum alta și eu abia ce am terminat cu accidentările și asta te trage înapoi, da, am făcut recuperare și asta te trage înapoi, automat scazi de la nivelul care ai fost și iară trebuie să din nou să începi să urci la nivelul care ai fost și să te duci mai sus. Ce pot să spun? Este foarte greu. Am înțeles. Văd că curge apa de transpirație pe tine. Am terminat și eu un meci, că azi am avut meciuri. Ok. Un mesaj dacă e adresat tinerilor care urmăresc să vină să facă sport. Ce le zici? Să veniți să faceți sport. Vă ajută la îndemânare, atât la educație, disciplină și să aveți o rutină zilnică. Asta e cel mai bine. Să aveți o activitate zilnică care să o faceți. Poate nu chiar lupte, dar în general este bine să avem ceva în activitate. Sport, atât când citim, facem sport. Adică să completăm. Da, să completăm. Este sănătos pentru noi, atât psihic și fizic. Am înțeles. Tu de cât timp faci lupte? De la 11 ani, acum am 21. În păcate, două dintre tinerele talentate de la CSM Onești, Ana Maria Puiu și Florentina Rotaru, nu au putut participa la cantonament din motive medicale. Cu toate acestea, lotul din Onești a fost completat de prezența altor luptătoare de elită din țară. Astfel, Ana Maria Rotaru de la Dinamo București, Gabriela Cuc de la CSM Călăraș, Sofia Anastase de la ACS Viitor Băicoi și Desiree Lefter de la CS Tecuci s-au alăturat cantonamentului, aducând un plus de valoare și diversitate echipei. Iată că un vis de a deveni realitate, lotul Serbiei se antrenează la Onești. Păi era rândul lor, noi ne-am dus la ei, știți că în edițiile anterioare v-am spus cât de mult ne-am ajutat reciproc și ne-am antrenat foarte bine cu ei. Sunt foarte bucuros pentru legătura care am făcut-o cu ei, că este benefic atât pentru noi cât și pentru ei. Au venit ei la noi acum, noi ne antrenăm în vederea pregătirii pentru campionatele mondiale care vor veni luna viitoare. E un cantonament, zic eu, de bun augur și sperăm până la final să fie și să dea roade, să fie ok. Se pare că cantonamentul trecut a dat roade și ați împărțit, ca să zicem așa, pozițiile pe podium. Du-te tu, ba mă duc eu, pentru că sportivele au fost foarte bune și au avut o evoluție de prestigiu pentru cei care nu știu, trebuie să spunem. Da, este adevărat, având în vedere că acest lot al Serbiei nu s-a întrunit de foarte mulți ani, este doar de câțiva ani, 3 ani,
s-au adunat fetele și ei erau la început de drum, iar faptul că am reușit să ne antrenăm împreună, atât noi, care am reușit să obținem medalie de bronz prin Ana Puiu, cât și ei, care și ea la rândul ei a obținut medalie de bronz și e un lucru foarte îmbucurător pentru lotul Serbiei. Dacă ar fi să faceți așa o analiză, aveți ochiul format, vedeți cam cum e. Cum se prezintă fetele din lotul național al Serbiei, în opinia dumneavoastră? Că după aia vorbim și despre sportivele la CSM. Având în vedere că ne știm încă de la începutul anului și este al treilea cantonament care îl facem împreună, mi se pare că au crescut foarte mult în valoare și parcă au altă atitudine față de ceea ce fac. Se vede că lucrurile merg înainte și sunt ok, sunt dornice să muncească, iar asta vine și din faptul că ei au mult mai multe condiții de pregătire decât avem noi, în primul rând financiar, ele n-au bariere. Spre exemplu, înainte să vină la noi au fost în cantonament în Ungaria, 2 săptămâni, acum au venit la noi 1 săptămână, după noi vor pleca în Belarusia. Și în ideea în care ai, așa cum spuneam anterior, dacă ai material și există suport financiar, poți să muți din loc. Dar așa e greu. Câte fete sunt în lotul Serbiei venite la Onești? 9 fete și antrenorul 10 persoane. Da. Cât timp vor sta și cam cum îi apreciați că va fi colaborarea, așa, lupta în echipe? Au venit alaltă ieri, au ajuns luni și vor pleca săptămâna viitoare, marți. Avem 1 săptămână plină de antrenament și sperăm să nu existe accidentări, toată lumea să rămână întreagă și să avem o pregătire foarte bună, la final să tragem o linie și să ne bucurăm de ceea ce am realizat. Care ar fi așteptările dumneavoastră pentru următoarea competiție, pentru care vă pregătiți? Pentru că exigențele sunt sus, rezultatele lumea așteaptă, având în vedere ultimele rezultate obținute? Da, este, da, oftăm, pentru că noi acum avem și o perioadă puțin mai moartă, să zic așa, dar în aceeași măsură avem și câteva fete care sunt accidentate, de la cele care ne așteptăm mai mult și sunt în recuperare. Pe plan internațional nu prea ne gândim acum în toamnă, pentru că, spre exemplu, Maria, care a obținut o medalie, trebuie să se refacă, că e accidentată la genunchi. Florentina la fel este accidentată, Izabela la fel și... A fost un sezon plin, așa? Da, da, dar vrem să ne recuperăm foarte bine, pentru că în toamnă încep campionatele naționale la toate nivelurile, de la U15 până la seniori, și atunci vrem să ne îndeplinim obiectivele aici, vrem să obținem cât mai multe medalii de aur, vrem să arătăm lumii că chiar suntem campionii României, copiii care venim de la Onești. Mult succes și ținem pumnii strânși! Doamne ajută, mulțumim și noi! Antrenamentele intensive desfășurate în cadrul acestui cantonament vor include tehnici avansate de lupte, strategii de competiție și sesiuni de pregătire fizică menite să îmbunătățească rezistența și forța sportivelor. Prezența antrenorului Dalibor Perovic, cunoscut pentru metodele sale inovative și pentru succesul său în antrenarea luptătorilor de top, aduce un mare beneficiu lotului românesc. Pentru sportivele românce, această săptămână reprezintă nu doar o provocare, ci și o oportunitate de a-și demonstra talentul și dedicarea. Antrenamentele comune se desfășoară într-o atmosferă de colaborare și competitivitate, fiecare sportivă fiind motivată să-și atingă potențialul maxim. Cantonamentul de la CSM Onești nu este doar o etapă de pregătire fizică, ci și una de dezvoltare personală și profesională pentru toate sportivele implicate. În această perioadă, ele au ocazia să își testeze limitele, să învețe din experiențele colegelor din Serbia și să se pregătească pentru viitoarele competiții naționale și internaționale. În măsură ce cantonamentul se apropie de final, toate privirile sunt îndreptate către rezultatele acestor antrenamente intensive. Sportivele de la CSM Onești și cele din Serbia vor părăsi cantonamentul cu o experiență valoroasă și cu dorința de a se întâlni din nou pe tatami, poate chiar în cadrul unor competiții viitoare. Orașul Stațiune Dărmănești și-a păstrat și anul acesta tradiția de a onora coplurile care au atins impresionanta piatră de hotar a 50 de ani de căsnicie cu ocazia zilelor orașului. Evenimentul a fost organizat sub patronajul primarului Constantin Toma, care ca în fiecare an a fost gazda unei ceremonii pline de emoție și respect pentru cei care au împărtășit o viață întreagă împreună. Într-o atmosferă festivă, dar marcată de solemnitate, cuplurile care au reușit să depășească pragul de jumătate de secol
secol de conviețuire, au fost invitate să primească recunoașterea binemeritată din partea comunității. Primarul Constantin Toma, cunoscut pentru grija sa față de valorile tradiționale și pentru implicarea în viața socială a orașului, a subliniat importanța acestui moment nu doar pentru cei premiați, ci pentru întreaga comunitate. Ceremonia de premiere a avut loc într-un cadru restrâns, dar plin de semnificație, unde cuplurile au fost felicitate pentru acest remarcabil parcurs comun. Fiecare pereche a primit o diplomă de onoare, flori și un cadou simbolic din partea primăriei, semn al recunoștinței comunității pentru contribuția lor la stabilitatea socială și morală a orașului. Pentru mulți dintre participanți, acest moment a fost nu doar o recunoaștere publică, ci și o ocazie de a reflecta asupra drumului parcurs împreună. Am trăit multe momente frumoase, dar și dificultăți. Faptul că suntem premiați pentru cei 50 de ani împreună ne arată că am făcut ceva bine, a mărturisit unul dintre cuplurile premiate vizibil emoționat. Astăzi are loc festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani împreună. Cum vă simțiți? Bine, foarte bine. Da? Emoționați-vă că, Doamne, așa un pic frământă mânuțele? Puțin emoționat. Da. Cum au fost cei 50 de ani împreună, dacă ar fi să faceți așa o privire în spate? Și mai bine și mai rău. Așa a fost. Cum a fost, Doamnă? A fost bine. Bine, cu boala, că e mai bolnav. Am înțeles. Da. Dacă ar fi să dați un sfat tinerilor care sunt la început de drum, să ajungă și ei 50 de ani, ce le-ați spune? Ce să facă? Să înțeleagă bine. Să fie sănătoși. Ce să facem? Care ar fi secretul ca să ajungă așa 50 de ani împreună? Nu știu cum să spun eu. Să înțeleagă unii cu alții, cu cuplu, cu familia. Și să lupte pentru familie, nu? Da, pentru familie, da, să facă copii, să... Da. Ce să zice, la mulți ani și sănătate să aveți și multe bucurii de acum încolo. Vă mulțumim. Cum vă simțiți? Foarte bine. V-ați gătit așa? Vrem ea românească să o provăm și eu cu prietena mea am zis că hai zbarăm noi două să ne îmbrăcăm și cu soții noștri care suntem foarte buni prieteni din satul Lapoș. Da. Cum a fost dacă ar fi să caracterizați cei 50 de ani împreună? Cum au fost? Au fost momente grele, momente mai puțin grele? Cum a fost așa? 30 de ani au fost puțin mai greu. 30 de ani, dar 20 de ani au fost foarte, foarte bine. Și acum dorim numai sănătate, suntem împliniți, suntem cu nepoții aici lângă noi. Și cu... Aveți susținere? Da, și cu fetele și suntem mândri. Acum Dumnezeu și Măiculița Domnului dacă ne dea sănătate. Dacă ar fi să dați un sfat tinerilor care sunt la început de drum, ce le-ați spune că ar trebui să facă să prindă și ei 50 de ani împreună? Să fie prima dată, să fie, aibă respect, înțelegere și să fie harnici. Harnici. Și cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să mergeți în pas cu credința și cu altceva. Deci, asta ar fi, să zicem, secretul succesului vieții în comun, în doi, nu? Bineînțeles că dacă nu ar fi, nu. Dacă nu este respect, nu este respect și hărnicia, să nu profităm unul de altul. Să fim... Exact. Mulțumim din tot sufletul și suntem mândri de că ați venit. În discursul său, primarul Constantin Toma a evidențiat importanța păstrării și promovării valorilor familiale într-o societate din ce în ce mai fragmentată. Salut și eu prezența tuturor. Vă mulțumesc că astăzi ați ales să fiți alături de noi. Salut prezența domnului ministru Mircea Fechet, care este un prieten al comunității noastre, a domnului primar de la Moinești, Valentin Ghieru, și a prietenilor noștri CRCPR, care sunt mereu aproape de noi. Așa cum spuneam la început, aș vrea să fie astăzi o zi de sărbătoare și să cumva răsplătim pe cei mai buni dintre noi. De foarte multe ori stăm de vorbă cu tânăra generație, vedem că de multe ori parcă ne lipsesc acele repere și nu mai știm care e calea cea dreaptă. Iată că unii dintre noi, din comunitatea dărmăneșteană,
a reușit să performeze. Poate că unii sunt la început de drum și veți vedea că vom premia astăzi elevii cu rezultate deosebite la învățătură și nu numai. Alții poate că au consumat o parte din această tumultoasă viață pe care o avem și au reușit să performeze, iar cei mai mulți prezenți astăzi în sală sărbătoriți 50 de ani de la căsătorie, lucru care este, din punctul meu de vedere, performanță greu de atins. Dar iată că o parte dintre noastre ați reușit să performați și să ajungeți la 50 de ani căsătorie cu o întreagă poveste în spate, cu copii, cu nepoți, cu strănepoți, cu bune, cu mai puțin bune, dar împreună ați reușit să faceți acel tot care l-a lăsat Dumnezeu la începuturi și să deveniți niște exemple pentru tânăra generație. Iată că un eveniment de suflet, am asistat cu toții la premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, o viață împreună. Am văzut că ați făcut un tur de forță pe toată Valea Trotușului zilele acestea. Nu l-aș numi tur de forță, dar revenind la cuplurile care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie, nu pot decât să le urez mulți ani fericiți împreună în continuare. Eu abia am 10 ani și îmi imaginez că nu-i lucru puțin să reușești să sărbătorești un astfel de eveniment, la fel cum aș vrea să-l felicit pe domnul primar Toma Constantin și să mă bucur că am fost alături de el și de comunitatea dărmăneșteană, pentru că n-am sărbătorit doar aceste cupluri, ci am avut bucuria de a înmâna cele 4 premii personalităților orașului Dărmănești, acești oameni de valoare, așa cum foarte frumos i-au numit dărmăneștenii, la fel cum m-am bucurat să premiem și copiii. A fost un eveniment complet, cu copii, cu oameni valoroși și cu vârstnicii care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Evenimentul s-a încheiat cu felicitările călduroase ale celor prezenți și cu urări de sănătate și fericire pentru anii ce urmează. Premiile oferite acestor cupluri reprezintă mai mult decât un simplu gest simbolic. Ele sunt un tribut adus iubirii, înțelegerii și răbdării, care au fost esențiale în menținerea unor relații atât de durabile. Zilele orașului Dărmănești, prin această ceremonie, aduc în prim plan nu doar festivitățile și divertismentul, ci și valorile autentice care au stat la baza comunității de-a lungul timpului. Cuplurile premiate anul acesta rămân un exemplu de urmat pentru întreaga societate, demonstrând că iubirea adevărată poate rezista trecerii timpului. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 5 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Maxima zilei va ajunge până la 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 20 de grade Celsius. Vineri 6 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Maxima zilei va ajunge până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius. Sâmbătă 7 septembrie, vremea continuă să se mențină caldă. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!